Bun găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro, trebuia să vorbim puțin în engleză pentru că transversăm Atlanticul și mergem în NBA. Băiatul din imagine, Nealuchita Doncici, a mai vorbit despre dumnealui de atâtea ori, dar acum trebuie să facem din nou vorbire, vorbea lui fratele Bălcescu, pentru că omul e bun. E bun, e bun și Dolofan. Adică de aia noi credem că încă mai avem o... Nu, ni se pare așa pufos un pic. Nu am văzut niciodată costeliv. Că el când mai era la Real Madrid mai scriau băieții pe acolo că mai are probleme cu greutatea. Dar la ce joacă tăticule poate să fie că uitați-l și aici. Deci băiatul au bătut ăștia seară de la Dallas cu 104 la 102 pe Thunder. Destul de greu. Dar nu despre asta am citit de două-trei ori știrea, am aprofundat-o, ne-am mai și consultat ca nu cumva să spunem vreo tâmpenie. Și zice așa. Cu ocazia meciului ăsta de... 104-102, Nentu, nealuchiță, a ajuns uh, în ultimile 5 partide la 3 triple-double. Asta s-a mai întâmplat, asta știți, adică trebuie să aibă două cifrișoare la uh, puncte, uh, pase decisive, recuperări și așa mai departe. Bun, asta se mai întâmplă în NBA. Și el, de exemplu, aseară a avut 20 de puncte marcate, 12 pase decisive și 11 uh, recuperări. Bun, deci e în triple-double. În ultimele cinci partide disputate a fost de 3 ori în triple. Ba, și asta s-a mai văzut. Ideea este că aseară a adunat al 41-lea triple-double. Băiatul e de când? Din 2018, cred, la, la ei. Deci are undeva 3 anișori și jumătate. În acești trei de la Real Madrid. Șmecher și acolo. El avea 17-18 ani, țineți minte, cu tupeu, cu... Bun. A venit în partea asta, la altă și aici cu tupeu la fel. Uh, trei ani și jumătate, a adunat al 41-lea triple-double. Și după aia și asta s-a mai văzut, deși e foarte mult să fie. Bun, dar ceea ce este extrem de interesant, zice așa, cu acest al 41-lea triple-double are deja unul în plus, da? Față de toți cei 349 de jucători din istoria celor de la Dallas. Da? Deci băieții ăia adunați până acum aveau 40 de triple double, double iar Nentu, băi, dai, do grăsul, mă, frate, pe bune, acum ce în stil, a cinstit, n-am... Și n-a dat. Ieri a avut 27 de, sau cred că n-am citit bine, 27 de uh, aruncări în ultimile patru partide, și -a marcat, de câte trei, și a marcat doar două coșuri. Adică nu e chiar de la distanță așa tare, dar cu toate acestea are aceste cifre. Recapitulăm, că poate ne-am uh, luat așa prea repede și. Da? 41 de triple-double la cariera sa, care înseamnă 3 ani și jumătate. Bun, ok. S-au mai văzut jucători sau mai. Dar să fim mai șmecher, iertați că vorbim așa că ăștia în baschi nu prea vorbim, decât 349 de jucători. Deci în istoria celor de la Dallas, da? de când există, cum zic ei, organizația cum zic ei, de când există organizația, 349 de jucători. Băieții ăștia adunați au avut 40 de triple double în toată cariera. Și cu Dirk Noviți și cu l-a retras pe Dirk. Apropo, ați văzut retragerea? A venit și el la Barosanu, ăla mai care n-are păr în cap de la NBA șeful, dar cum ă, Dirk, ăla mare, imens, uriaș, 20 de ani la Dallas, tremurată ticule. N-a tremurat cât n-a tremurat el în toate jocurile și avea o așa după care citea și băieții de acolo din sală, frumos, senzațional. Ne întoarcem la Luchiță, 349 de jucători, băiatul are 41 dre. Mai citim încă o dată, mă, dar așa este. O, aproape că e greu de crezut toți băieții adunați și el încă se uh, duce. Uh, mi de mulțumit că ați fost alături de noi. O șansă și... Budă, doi, grăsun, grăsun, mă, uitați-vă puțin, are, zici că sunt eu aici. Glumim, desigur, un jucător senzațional, tupeu, adevărat, dar în sensul bun al cuvântului. Ăia de la băieții de la Real Madrid spuneau că n-au mai văzut de la Iul. De la Iul n-au mai văzut asemenea tupeu ca la băiatul ăsta la 17 ani. Da? Dacă nu mă înșel și campion european sau ce a atunci când era la, la Real Madrid, el fiind nici nu avea voie să voteze. Și el era campion. Bun. Să-l țină Dumnezeu cu obiceiurile astea, că e bun. Lasă, teticule, nu pune la suflet, că nici noi nu. Pune, mănâncă în continuare. Dacă ești în triple-double, trei partide din cinci, nu are nimeni ce să-ți spună. Uh, Luchiță Doncici, uh, Dallas, As.ro, toate cele bune, punct, la revedere, punct, numai bine, punct.